Salut, eu sunt Vladimir Ștefănescu de la Expertise Factory și bine v-am găsit la o nouă serie aici pe canalul nostru de YouTube în care vom vorbi despre leadership. În cadrul acestei serii, eu o să vă învăț pe voi cum să conduceți cu eficiență mai mare o echipă, cum să motivați oamenii, cum să convingeți, să persuadați anumite persoane când aveți nevoie de ceva. Toate aceste aspecte țin de abilitățile voastre de leadership și pot fi aplicate atât în viața personală, cât și în mediul profesional, în cariera voastră, în evoluția voastră profesională. Înainte însă să intrăm în subiectul nostru pe ziua de astăzi, în care vom trasa în mare cam ce este leadership-ul și de ce este important, vreau să vă reamintesc să vă abonați dacă n-ați făcut-o până acum, apăsați și pe clopoțel pentru a fi notificați de fiecare dată când vom urca un nou video și, bineînțeles, dacă vreți să aflați mai multe despre tehnici de comunicare și despre abilitățile de vorbit în public, puteți da click pe acest link, vă va direcționa către primul filmuleț din seria noastră de prezentări de vorbit în public, de public speaking, unde puteți să vă îmbunătățiți abilitățile de orator. Ce este leadership-ul? În primul rând, este abilitatea de a ghida și a conduce indivizi, echipe și organizații. În al doilea rând, leadership-ul este un proces de influență socială, în care o persoană obține suportul altor persoane în vederea realizării unui scop, unui țel comun. Și în al treilea rând, leadership-ul este arta motivării unui grup de oameni în vederea realizării unui obiectiv. Așadar, în esență, spus mai simplu, leadership-ul este abilitatea mea de a te face pe tine să faci ce vreau eu, când vreau eu. De ce este important să cunoaștem aceste noțiuni și de ce este important să le aplicăm? Pentru că liderii competenți reprezintă o componentă esențială în orice fel de activitate umană care se bazează pe lucru în echipă, pe munca în grup. Și în societatea noastră, în societatea contemporană, noi nu ducem lipsă de informații, ba din contră, este atât de multă informație încât de cele mai multe ori devine prea multă și nu mai știm unde să ne uităm ca să ne luăm informația corectă. Informația abundă, este atât de multă informație încât chiar nouă ne este dificil să selectăm ceea ce este real și ceea ce este fals. Dar, mai important decât atât, societatea noastră duce lipsă de lideri competenți și acest lucru se poate observa în toate domeniile de activitate. Liderii competenți reprezintă o resursă din ce în ce mai rar întâlnită în societatea noastră modernă. Și de aceea este important să cunoaștem aceste aspecte pentru a le putea aplica în orice avem de făcut, în toate activitățile noastre, în viața personală și în cariera noastră profesională. În episodul următor vom da niște exemple concrete ale unor domenii în care abilitățile de leadership sunt extrem de importante. Și vom discuta cum se manifestă aceste abilități de leadership și cum le puteți și voi aplica. De-a lungul acestei serii veți afla foarte multe informații extraordinar de importante și necesare pentru ca voi să puteți să deveniți un lider mai eficient, să puteți să convingeți oamenii mai ușor, să puteți să ghidați o echipă, să puteți să motivați oameni în realizarea obiectivelor voastre comune. Ca să știm că ne-ați urmărit, lăsați un comentariu, dați și thumbs up, nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o până acum și puteți share-ui acest filmuleț și pe paginile voastre de Facebook ca și prietenii voștri să afle aceste elemente extraordinar de importante. Până data viitoare, eu vă salut!